noastră bolnavie care sunt în noi, de sărăcie, de timp, nu avem timp, nu avem spațiu, ne sufocăm într-un fel de oricare viața noastră zi cu zi. Și atunci spunem, familie, n-ar trebui să pun eu întrebarea asta, că eu sunt căcut. Dar o pun pentru că știu, sunt și duhovnic în același timp. Și atunci soluția occidentală, înțeles, copilul este scump, timpul este, are nevoie de carieră, trebuie să ne facem văzuți, simțiți de alții, familia și copiii ne închide într-un anumat oricare. Aveți 13 copii, vreo 30 de minute, sau 31 de minute, pentru că am 31 de minute. Eu, mie, ce puțin, mi-a spus profesor și probabil și unora dintre părinții de aici, că știm ce greu este să fie un profesor, dar n-a spus numai profesor, a spus și părinte. Aveți, ați aconcelat și parohie, și atâția părinte, și ne gândim la toate aceste dimensiuni, timp, spațiu, nevoi materiale, afirmare de sine, anonimat, toate lucrurile acestea care intră în perspectiva omului care își fondează o familie. Cum le-ați trăit de toate acestea? În primul rând, trebuie să te îngrijești. Citam multe lucruri, mă îngrijești cu viața voastră. Nu e un problem așa la noi. Ajunge zilei, greutatea ei. Să Dumnezeu suflete, e foarte bine. Nu doar să întrebați la America și ceva, deci nu reușiți să dați în lucrurile astea. Erau copiii mai mici. Vezi că zic atât noroc că nu este încă o singură dată în zi. Americanul s-a dat așa, e impresia lui România în care era, vreau de cum fac ăștia să nu dată în zi. Și am rugat să fie dimineața până seara. Lucrarea demonică, dar în romii de om și un om normal, nu te vorbim.
vorba de că fugirea și stricosturi create artificial. Viața poate de trăite simplu și frumos. Să mergi în grădină, să cultivi stratul, să ții legumele și o putere și mai departe în grădină. Ce aveți? Părinții roșii nu iau cărbani. Părinții roșii iau sărani, n-aveau serviciu, ca să ai o bani trebuie să vândă ceva, un produs. Și cu banii care îi înțeleg și îi dădeau impozite. Deci nu erau bani. Doamne, trebuiau până costuri mari. Sigur, munceau, noapte, în cer, copii. Deci aici ești lucrat și problema e echipă. Să știți că dacă ai copii, ai echipă. Și echipa are succes în facere. Am spus că e mai mult ca și copii, după aia lucrez mai repede. Pare și mama e echipă, are și tata e echipă. Deci eu să... Mă lua aminte că sunt de moș așa, titlul și poate am fost. Dacă mă la conferințe internaționale, scot un laptop, care e ultimul rând. Copiii nu mă lasă să iau laptop, nu lasă, trebuie să trebuie mult. Eram în America, care trebuie să mă laptop, și am spus, măi, Nel, dar găsesc $300 pe asta care nu știi și tu-i 1000. Nu mă lasă și cum e interesa, ia Nel, care sunt eu, cum o să-i duc cu el, ăla să-i. Că apare totul cel mai ultimul rând de la laptop. Așa să se ia echipa. Și văd profesorii americani care foarte bine pregătiți. În America, pe universitare și foarte pregătiți. Și când nu știi, cu niște jampuri pe laptopuri, de astea așa depășite de... Vezi? Când are și ele, la o echipă. Eu am specialist la oameni care se vorbim că trebuie să se vede. Telefon, că îmi iau telefonii, trebuie să fie cel mai, cel mai și la baterie și la, știu eu, fotografii și la toate. M-am umplit. Dar să se amintă. Internetul a mers în America și era în mafie. Și s-au mirat americanii că telefonul care aveam eu, i-au stat 3 săptămâni de așa la 4 noaptea. În Siria. Că s-a făcut o mare reclamă și când a făcut în magazin, a stat noaptea să cumpere. Și vine moșul în România, telefonul ăsta. Deci asta se întâmplă cu echipă. Și asta poate. Dumnezeu, când creează o persoană umană, când se naște un copil, el are mai bun de viață. Are și minte recunțită, are și minte iubită, are minte lucrată. Lipsa țărilor din Europa la ora actuală nu este din cauza puținătății copiilor, ci din cauza lipsei copiilor. Satele din România sunt sărace, nu pentru că sunt prea mulți oameni, ci pentru că sunt prea puțini oameni. Înțelegeți? Perspectiva lui Dumnezeu este justă. Ceea ce ne bază Dumnezeu este adevăr de săvârșit. Și toate alternativele umane sunt eronată și bază. Sunt date foarte variate și, sigur,
Sigur, puneți în atingă altele din educație, orientarea care de școală sau, dar e iubitor. Da, din familia noastră sunt foarte multe preocupări, de la teologi, matematicieni, cercetători în matematică, artiști, nu mai spun artiști, și artiști că scriu bine și România mai nouă. Și filologi, o fi care nu a spus și contractul la Harvard, la linguistică, un băiat și-a luat așa, că era și-a luat contractul la Göttingen, în mitologie, acum în octombrie. Deci toate profesiunile. Deci, interesant că dacă la mine au învățat mult, ca să stai, iubiților mei sunt foarte cunoscători pentru că ne am învățat să muncim. Înceapă, înceapă ce era de lucru. Când la pite, la ce era de lucru, casă. Și asta ne-a învățat să luăm în serios răspunderi pe care le ne-a prins bine tuturor toată viața. La fel, un copil care învață în casă cultul muncii, iara, va avea succes ceea ce face aici. Vă dați seama, puneați de cost. La Harvard, taxa de școlarizare de anii mai mult de 2000 de dolari. Dați seama și cu casa. Plus costurile de casa noastră, chiria unică. Iau oameni într-un singur curs.
nu știu câți kilometri, așa, de jur, de jur. Și da, totul mai rău. Africa e un continent foarte, foarte bogat. Am fost în prima seară din Africa și posibilitățile economice erau extraordinare. Dar abandonarea Dumnezeu, păcatele ale lor și ale altora care i-a explicat și păcatează vrăjitoria, foarte multă vrăjitorie în Africa, i-au făcut ca lor să facă cursuri și să facă altceva, să fie o problemă. La fel ar fi eu și să știu dacă Siria cumva a fost țară bogată sau sărăcisea care era cumva în Siria, o lor să facă puternică. Cum s-a ajuns ca o oameni și o mare de casă? În catele întrebătite acolo și abandonarea lui Dumnezeu. Doamne ferește, că întotdeauna nu numai cei răi sufără. În cauza păcatelor, oamenii sufăr toți. Și cei vinovați, copii și buni, abia răspuns, toți sufăr. Trăim într-o lume așa de marcată, e păcat. Dacă noi, românii, nu suntem ceea ce trebuie să fim și ne lăsăm pe pantă pe care a pornit-o, tot acolo. Mulțumim. Profesorul meu, prima, acum,